Discutăm cu Radu Mihaiu, candidatul USR Plus pentru primăria sectorului 2. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Sunt bucuros să stăm de vorbă. Și noi la fel. Spuneți-mi în primul rând care este planul dumneavoastră în mare pentru sectorul 2? În mare, planul meu este să aduc administrația locală a sectorului 2 la nivelul oamenilor, la nivelul bucureștenilor, la nivelul cetățenilor sectorului 2. Pentru că în ultimii 20 de ani, cetățenii și societatea au evoluat foarte mult în București, dar administrația locală a sectorului 2 a rămas la același nivel, la nivelul anilor 2000, de unde l-a preluat domnul Munțanu. Deci asta este viziunea pe termen lung, să aducem administrația locală la nivelul societății. Să nu mai avem același oraș pe care îl aveam acum 20 de ani și aceeași administrare pe care o aveam acum 20 de ani. Sigur, sunt măsuri punctuale pe care le putem lua, dar viziunea este acolo. Trebuie să aducem Bucureștiul și sectorul 2 la nivelul societății și la nivelul orașelor occidentale pe care le vedem cu toții când plecăm în vacanțe, din păcate, și uneori la muncă. Spuneți-mi care sunt primele trei lucruri care ar trebui să se schimbe în sector și care se vor schimba în cazul în care ajungeți primar. Cu siguranță primul lucru care trebuie să fie schimbat este felul în care se face curățenie și colectare selectivă. Avem cel mai murdar sector și asta pentru că primăria a gestionat foarte prost felul în care se face curățenie. Avem același operator de salubritate de 21 de ani și care nu aplică nici acum principiul european pay as you throw, adică plătește cât arunci. Acum se plătește o taxă paușală de către toți cetățenii. Va trebui să schimbăm modul în care se face curățenie și colectare selectivă. Al doilea lucru pe care cu siguranță îl vom schimba este felul în care este evaluată performanța angajaților primăriei. Este inacceptabil ca primăria sectorului 2 și angajații din primăria sectorului 2 să primească tot felul de bonusuri, tot felul de calificative excelent, în condițiile în care toaletările se fac extrem de prost, în condițiile în care curățenia merge extrem de prost, în condițiile în care străzile arată cum arată. Va trebui să avem un alt sistem de evaluare a performanței angajaților. Și al treilea lucru pe care îl doresc schimbat în primăria sectorului 2 este felul în care se face planificarea urbanistică. Sunt trei factori importanți în planificarea urbanistică a sectorului. Trei actori importanți: primăria, dezvoltatorii și cetățenii. Primii doi de multe ori stau de vorbă, dar ignoră cetățenii. Și mie mi se pare că asta duce la o dezvoltare absolut haotică. Am stat de vorbă la dezbaterile pentru PUZ-ul, coordonator al sectorului 2, cu arhitecta șefă. Și am întrebat-o: doamnă, în zona electronicii se construiește un cartier de locuințe. Pot fi acolo mii de familii care vor avea copii. Unde vor duce acești copii? La școală, la grădiniță? Ați prevăzut un spațiu? Doamna arhitect a spus: nu este rolul nostru să prevedem astfel de lucruri. Este rolul unei alte instituții. Și eu nu cred că e așa. Eu cred că primăria trebuie să aibă în vedere dezvoltarea urbanistică și trebuie să aibă în vedere că acolo unde se construiesc locuințe avem nevoie de toate utilitățile. Avem nevoie de o piață, avem nevoie de creșă, avem nevoie de grădiniță, avem nevoie de școală, pentru că altfel tot traficul se va aglomera și vom avea blocaje în trafic în fiecare zi pentru ca părinții să-și poată duce copii la școală sau la grădiniță. Deci acesta este al treilea lucru pe care l-a schimba, felul în care se face planificarea urbanistică. Ați menționat mai devreme și eu vreau să vă întreb și separat despre problema curățeniei în sector. Știm că în sectorul 2 aceasta este printre cele mai mari probleme. Puteți să-mi detaliați un pic exact care ar fi soluțiile pentru a rezolva? USR luptă de mult timp împotriva taxei de habitat, care a fost introdusă anul trecut în mod ilegal, aș spune eu, este contestată în instanță această taxă de către primăria sectorului 2. Vom elimina taxa de habitat, vom urgenta finalizarea licitației
pentru selecția unui nou operator de salubritate. Problema cu actualul operator de salubritate este că nu are licență de operare și caietul de sarcini pentru următorul operator nu respectă, pentru următorul operator de salubritate nu respectă condițiile și cerințele Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare, ANRSC. Drept urmare, chiar dacă s-ar câștiga licitația pe caietul de sarcini care este acum, următorul operator n-ar avea licență. Ce putem noi face este să facem un caiet de sarcini corect, care să respecte legislația, să respecte cerințele ANRSC, în așa fel încât să finalizăm odată această licitație și să avem un operator care să îndeplinească condițiile de operare ale secolului acesta. Din păcate, faptul că nu avem o licitație finalizată acum duce la continuarea oferirii de servicii și încasării de bani de către Supercom, care este foarte interesat să-și continue felul în care nu face curățenie, dar încasează bani. Cu siguranță asta va fi abordarea noastră, va fi una dintre primele măsuri pe care o vom lua atunci când vom ajunge în primărie. Desfințarea taxei de habitat, finalizarea licitației pentru un nou operator de salubritate. Haideți să vorbim un pic și despre lipsa spațiilor verzi din sector. Și asta este o problemă, nu numai în sectorul 2, dar să vorbim acum un pic specific pe acest sector, despre lipsa spațiilor verzi și despre traficul excesiv din această zonă. Din păcate, la sectorul 2 e un subiect care ne arde foarte tare, acesta al spațiilor verzi. Sectorul 2 este sectorul cu cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor și săptămâna trecută, printr-un troc, nu știu cum să-i spun altfel, făcut de către domnul Popescu și doamna Firea, a trecut pus coordonator al sectorului 2, practic viziunea de dezvoltare a sectorului propusă de primăria actuală, propusă de actualul meu contracandidat și care este din punctul meu de vedere absolut dezastruoasă, pentru că elimină peste 25 de hectare de spațiu verde din spațiul sectorului 2 pentru construirea de betoane. O să luptăm cu acest pus coordonator. În acest moment colegii mei lucrează pentru a strânge toate detaliile juridice, să atacăm la prefect această hotărâre de Consiliu General. Și după ce sperăm că prefectul PNL să anuleze această hotărâre. Și dacă nu anulează, atunci vom merge în instanță și o vom contesta și acolo. Și în paralel am vorbit cu colegii mei care vor fi consilieri generali, ca în prima ședință a noului Consiliu General al municipiului București, de după alegeri, când cu siguranță vom avea majoritate, să fie introdusă un proiect de hotărâre care să anuleze această decizie de aprobare a pus coordonator sector 2. Și asta ar salva 25 de hectare de spațiu verde din sectorul 2. Pe lângă această acțiune, care este una sigur și juridică și politică, eu propun construirea unui nou parc, parcul Gării Obor, mutând șinele Gării Obor în subteran, păstrând Gara Obor, care este monument istoric acolo unde este, mutând în subteran șinele Gării Obor și construind deasupra un parc. E o zonă care are mare nevoie de un parc și o zonă care se va dezvolta foarte mult, zona aceea electronice de care vorbeam și mai devreme. Propuneți un traseu feroviar urban. Din câte am citit în proiectul dumneavoastră, între Gara Obor și Pipera, spuneți că astfel locuitorii sectorului 1 și ai sectorului 2 pot merge la locul de muncă cu trenul. Există fonduri pentru așa ceva și cum ar putea fi realizat un astfel de proiect? Păi, în primul rând, infrastructura feroviară, șinele de tren există deja. Deci se pleacă de la Gara Obor, se merge apoi spre intersecția cu calea ferată care duce la Constanța și apoi se virează spre vest și se merge spre Gara Băneasa și Gara de Nord. Ce propun eu este construirea unei gări în dreptul șoselei Petricani,
gară în care ar putea să oprească aceste trenuri care iau călătorii dimineața, nu știu, la 7, 7 și jumătate, 8, îi duc în Pipera, iar seara se întorc. Deci asta este varianta foarte simplistă a ceea ce propun. Sigur, pentru asta avem nevoie să negociem cu CFR pentru garnituri de tren care să facă acest lucru. Primăria sectorului 2 poate să își asume să pregătească un să construiască gara din dreptul șoselei Petricani și apoi în colaborare cu CFR să facem acest traseu feroviar urban. Cu privire la bani, muncim alături de colegii noștri europarlamentari, vom munci alături de colegii noștri care sunt convins că vor fi în Guvernul României, pentru ca în nou acord de parteneriat pentru exercițiul financiar 2021-2027 să fie prevăzuți bani pentru așa ceva. În acest moment, pe vechiul exercițiu financiar, nu sunt. Dar în aceste zile și probabil în anul următor se va negocia acordul de parteneriat prin care Comisia Europeană și Guvernul României decid în ce fel banii care vin din fonduri, care vin de la Comisia Europeană, fondurile europene, pot fi cheltuite. Și vom insista ca acești bani să fie alocați și pentru trasee feroviare urbane. Deci de aici o să fie banii pentru construcția acestei gări. Aveți în plan și o pistă pentru biciclete. Am citit tot în proiectul dumneavoastră. Acest lucru, în mod evident, ar încuraja transportul alternativ, va reduce traficul, a rezolva mai multe probleme dintr-un foc. Spuneți-mi, unde vedeți această pistă de biciclete și în cât timp s-ar putea realiza? Este practic tot o colaborare cu CFR-ul. Știu că sună un pic ciudat că vom face o pistă de biciclete în colaborare cu CFR. Până în anul 1987, dacă nu mă înșel, exista o cale ferată care ducea grâne către moara lui Asan. Și pe acolo mergea trenul și s-a oprit în anul 1987. Acum, evident, moara lui Asan nu mai funcționează, nici trenurile nu mai merg pe acolo, dar șinele pe care mergeau aceste trenuri au rămas în proprietatea CFR și pe quasi majoritatea traseului nu există niciun fel de construcție. Este un traseu care merge de la moara lui Asan, Lizeanu, apoi intrarea vagonului se numește pe acolo pe la strada Pârgari, merge până înspre Parcul Circului, apoi pe lângă Parcul Circului este zona căi ferate, chiar acum între mașinile care sunt parcate și gardul parcului există un spațiu pe care a fost cale ferată, se duce apoi spre pe Galbanii, strada Cerna, ar trebui să treacă pe lângă Verde Stop Arena, traversează Barbu Văcărescu, ajunge la Parcul Verdi și apoi ușor ușor ajungem în fabrica de glucoză. Este un traseu foarte interesant din mai multe puncte de vedere. Unul, pentru că regimul de proprietate este destul de clar pe mare parte din el și sigur avem nevoie de această colaborare cu CFR. O altă caracteristică importantă și interesantă este că pe aproximativ 70% din acest traseu nu există automobile. Este un traseu exclusiv pentru biciclete și pentru trotinete. Mulți oameni cu care am stat de vorbă mi-au spus că nu folosesc bicicleta și trotineta, că le e teamă, că o să fie loviți de mașini, că în trafic se circulă, toată lumea circulă ca nebunii și le e teamă să meargă cu bicicleta. E, acest traseu de biciclete și de trotinete ar avea peste 70% din traseu ar fi exclusiv pentru biciclete și trotinete și oamenii ar putea să meargă în 10 minute, 15 minute de la obor până la fabrica de glucoză. E un traseu foarte interesant și care ajută foarte mult la transportul alternativ. Fondurile pentru realizarea acestui proiect nu sunt foarte multe. Repet, e vorba de un parteneriat cu CFR. Primăria cu siguranță are aceste fonduri, deci nu este ceva extraordinar de scump. Aveți în plan și crearea unei linii de transport școlar pentru copii. Detaliați-ne un pic acest proiect.
Proiectul mai funcționează în alte sectoare din București și, sigur, cu diverse niveluri de satisfacție și de calitate. În unele sectoare funcționează bine, în unele sectoare părinții chiar își lasă copiii să meargă cu acest autobuz școlar, în altele nu funcționează la fel de bine și autobuzele sunt au 2-3 copii. Pe ce se bazează? Ideea este că toată lumea știe că traficul este foarte aglomerat dimineața și seara, când părinții trebuie să ducă copiii la școală, blocând și intersecțiile cu școala, făcând și lungind și traseul de mers până la muncă și așa mai departe. Ce are bun acest proiect este că copiii pot fi luați din stațiile STB, RATB, cum s-o mai numi, și se pot duce în siguranță până la școală. Autobuzul poate intra în curtea școlii și să lase copiii în siguranță în curtea școlii, la multe dintre școli, în curtea școlii, și părinții au siguranța faptului că copiilor ajung cu bine la școală și apoi pot să plece toți în siguranță de la școală. În acest fel, timpul pe care îl petrec părinții în trafic este mult mai scurt, că nu se duc decât la birou, și eliberăm și sau nu eliberăm nevoia de a sta în trafic, timpul petrecut în trafic scade. Și abordăm și o astfel de problemă, problema traficului. Faceți campanie în plină pandemie. Ne povestiți un pic cum ați resimțit-o până acum? Sunt oamenii mai reticenți? Întotdeauna forța noastră a fost în stradă. Și acum feedback-ul oamenilor din stradă este unul bun. Există și oameni care sunt un pic mai reticenți, dar noi am fost tot timpul în campanie respectând toate măsurile de distanțare socială, respectând, purtând mască, purtând mănuși. Oamenii au încredere când ne văd astfel și am stat de vorbă cu ei și feedback-ul este unul foarte bun. Sperăm să nu fie foarte afectată prezența la vot pe 27 septembrie de teama acestei pandemii. Pentru că știm ce s-a întâmplat acum 4 ani, când a fost o prezență scăzută și când a câștigat PSD-ul tot. O altă problemă a sectorului 2 sunt trotuarele deteriorate. Cum plănuiți să rezolvați această problemă și mai ales cât de repede poate fi rezolvată? Că acum a trecut o perioadă destul de lungă în care sunt în același stadiu. Primăria sectorului 2 este o primărie bogată. Pentru anul 2020, bugetul de cheltuieli a primăriei sectorului 2 este de 1,3 miliarde de lei. Nivelul datoriei sectorului 2 este unul de 6%. Nu există o problemă de finanțare pentru aceste proiecte. Este cu siguranță o problemă de viziune și dorință de implementare. Deci bani există, nu există dorință și nu există, există această opacitate din punctul meu de vedere a administrației domeniului public și a primăriei sectorului 2 de a vedea că orașul este pentru oameni, nu pentru mașini. Și primăria nu se ocupă de standardul de locuire, de standardul de viață în acest oraș pentru oameni în vârstă, pentru mămicile cu copii în cărucior. Ele nu există pe agendă. Dacă ar exista pe agendă și vor exista pe agendă începând cu 28 septembrie, am gândit toate aceste servicii și felul în care arată orașul pentru a-l reda oamenilor și nu a-l păstra pentru mașini. În acest moment, Bucureștiul și mare parte din sectorul 2 este o mare parcare la liber, așa, nu una organizată. Trebuie să redăm trotuarele oamenilor, trebuie să putem merge pe niște trotuare ok, reparate, și trebuie să redăm și, sigur, spațiul verde. Umbrela mare a proiectului dumneavoastră, cred eu, face referire la faptul că vă doriți ca locuitorii sectorului 2 să lucreze aproape de casă, să poată să ajungă pe jos sau cu transportul alternativ. Cum vă propuneți să faceți acest lucru?
Una din cele mai mari probleme ale Bucureștiului este cu adevărat traficul. Reducerea traficului se poate face integrat. Și integrat înseamnă încurajând transportul alternativ, încurajând transportul în comun, dar încurajând și mersul pe jos. Și pentru a încuraja mersul pe jos, asta înseamnă că oamenii care vor să meargă la muncă trebuie să poată merge pe jos până la muncă, să nu trebuiască să ia mașina. Asta înseamnă, și asta ce propun eu, este să avem locuri de muncă mai aproape de casă, să renunțăm la conceptul de cartier dormitor, cartier de business, cartier de afaceri și așa mai departe. Eu îmi doresc ca în țesutul orașului să existe și zone de locuire, dar aproape de ele și zone pentru muncă, pentru afaceri. Unul din proiectele importante pe care le am în programul meu este crearea unui parc de inovare, un parc de stimulare a noilor afaceri, a startup-urilor, în zona atelierelor de reparații STB. Aceasta este între Lizeanu și Spitalul Balci. Acolo îmi doresc ca tinerii să-și poată înființa afaceri noi, să aibă și sedii, nu doar sociale. Și asta e o problemă, obținerea unui sediu social, dar și să aibă niște condiții minime pentru ca ei să-și poată lansa afacerile și să poată crește și dezvolta și genera prosperitate pentru sectorul 2. Și acolo este unul din locurile care se află în mijlocul orașului, acum este cu industrie grea, se repară tramvaie și se repară autobuze. Îmi doresc să o recalificăm și să facem o zonă de startup-uri, de inovare. Și de asemenea, orice fel de cartier nou se construiește, eu n-aș vrea să se construiască ca un cartier fie de locuire, fie de business. Aș vrea să fie o zonă mixtă în care să existe și clădiri de birouri, dar și zone de locuit. În așa fel încât, repet, oamenii să poată merge pe jos până la birou. Unul din aceste zone la care mă refer este zona pe care am mai menționat-o deja, zona electronicii. Acum, dacă lăsăm fiecare dezvoltator să-și dezvolte separat cât un mic bloculeț, cu siguranță va ieși o dezvoltare haotică. Mi-aș dori să stau de vorbă cu toți cei care sunt acolo și să reușim să avem un plan urbanistic din care toată lumea și dezvoltatorii, dar și cetățenii sectorului 2 și primăria să aibă de câștigat. Pentru că atunci când avem o viziune de dezvoltare urbanistică, orașul crește frumos și sectorul va crește frumos. Dacă fiecare dezvoltă de capul lui, atunci avem, din păcate, de multe ori aglomerație, lipsă de utilități și așa mai departe. Practic, ca să rezum puțin răspunsul la întrebarea dumneavoastră, îmi doresc dezvoltarea de birouri și de locuințe în zone mixte. Să nu mai fie, repet, zone dormitor și zone de afaceri. Pe final, vă rog să spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul sectorului 2. Eu sunt un om de acțiune. Sunt antreprenor, am creat o firmă, îmi place să am poziții executive și să influențez direct felul în care se întâmplă lucrurile. Am fost secretar de stat, conduc și acum o firmă, sunt președinte al unei filiale de partid politic. Îmi place să acționez direct asupra lucrurilor. Cred că felul în care a evoluat societatea până acum îmi dă șansa de a aduce un suflu nou în administrația publică. Așa cum am spus, administrația publică locală a Bucureștiului și a sectorului 2 a rămas la nivelul anilor 2000. Eu vreau să-i aduc acest suflu nou, să aduc o hotărâre și un fel de a lucra pe care l-am văzut cu precădere în IT. Sectorul IT a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani. Și asta datorită unei paradigme de creștere. O paradigmă care spune că avem nevoie de organizații suple, de organizații agile, care să se adreseze cu adevărat nevoilor cetățenilor și nevoilor
oamenilor cărora li se adresează. Asta este ce vreau să aduc în administrația publică locală din sectorul 2. O altă paradigmă, nu există paradigma, nu se poate, că de foarte multe ori birocrația asta spune. Da, vrei tu să faci chestia asta, dar nu mai știu ce virgulă, pe nu știu unde, nu te lasă să faci nu știu ce. Aș vrea să ieșim din paradigma, nu se poate, aș vrea să intrăm în paradigma în care haideți să vedem cum putem ajuta cetățeanul și cum putem să ne implementăm proiectele. Cred că am soluții să schimb și cred și de asta candidez. Cred și de asta candidez că am soluții bune pentru a schimba viața cetățenilor. Aș vrea ca fetele mele, când cresc mari, să iubească Bucureștiul, să iubească sectorul 2 și să le facă plăcere să muncească aici, să trăiască aici și să fie îndrăgostite de orașul lor. Ăsta este motivul pentru care candidez la primăria sectorului 2. Nu vreau să mai avem același oraș și același sector murdar pe care îl avem până acum și care este rodul administrației contra candidaților mei, a domnului Ionțanu și a domnului Popescu. Eu în acest moment sunt candidatul Dreptei Unite. Am câștigat aceste bătălii interne și sunt convins că voi câștiga și bătălia pentru primăria sectorului 2, pentru că sunt un om de acțiune, un om care cu siguranță, când își pune ceva în minte, va reuși. Și ce îmi doresc eu acum este ca cetățenilor sectorului 2 să le fie mai bine.